O perioadă nefastă în istoria Universității Clujene a fost cea din primele decenii de după instaurarea comunismului. În conjunctura geopolitică din timpul celui de-al doilea război mondial, la 23 august 1944, în România au intrat trupele sovietice, dată care a marcat instaurarea comunismului. În condițiile ocupației militare sovietice a țărilor din centrul și sud-estul Europei, după al doilea război mondial, în aceste țări au fost transplantate regimuri comuniste. Cu toate că la acea dată comuniștii din România erau constituiți într-un partid minuscul de circa 800 de oameni, în perioada 1945-1959 s-a instituit controlul sovietic asupra principalelor instituții politice și administrative, dar și a celor culturale, spirituale și de învățământ. La 6 martie 1945 a fost instaurat guvernul Dr. Petru Groza, sprijinit de Andrei Vyshinsky, comisarul adjunct pentru afaceri externe al URSS, care se conducea după doctrina lui Lenin, conform căreia dictatura proletariatului exceptează inevitabil pe exploatatori de la beneficiul libertății și, ca urmare, orice mijloace de eliminare a acestora sunt permise. S-a trecut la lichidarea elitelor economice, politice, culturale și spirituale ale României prin arestări masive și impunerea unui regim de frică și teroare. În condițiile în care se impusese o nouă ideologie, marxism-leninismul, considerată o concepție revoluționară despre lume și viață, Universitatea din Cluj, principalul organism cultural al Transilvaniei, cu puternică înrâurire asupra tinerei generații și a mentalităților, a fost supusă în perioada 1945-1959 unor puternice transformări. În anul universitar 1921-1922 a fost ales decan al Facultății de Drept, iar în anul 1928-1929 rector al Universității Regele Ferdinand I din Cluj. Numai puțin importantă a fost prezența sa în viața politică a țării. Membru marcant al Partidului Național Țărănesc a fost ales deputat în 6 legislaturi și a fost ministru al muncii și al justiției în guvernele Alexandru Vaida Voivod și Gheorghe Mironescu. A fost vicepreședinte al organizației Partidului Național Țărănesc pe Transilvania și Banat. La uriașa manifestație la care zeci de mii de cetățeni ai Clujului și ai satelor din jur au protestat împotriva dictatului de la Viena, principalul orator, Emil Hațeganu, a înfierat cu indignare actul și a propus rezistență armată. La 1 septembrie 1944 a fost arestat de Gestapo și deportat până în aprilie 1945. La puțin timp după revenirea sa în țară, Academia Română avea să omagieze pe neînfricatul luptător național Emil Hațeganu prin alegerea sa în iunie 1945 ca membru de onoare al prestigioasei instituții. Emil Hațeganu avea să trăiască apoi drama țării din perioada instalării regimului comunist. A fost membru al guvernului Dr. Petru Groza în 1946, pentru ca apoi, din 1948 și până în 1955, să fie deținut politic la Cluj, Caransebeș și la închisoarea demnitarilor de la Sighet.